Legându-ne tot de autonomia lor, dacă îți dorești să faci un traseu care este destul de departe de locuința ta, de casa ta, de unde ai motocicleta, va fi foarte greu de mers cu ea atunci când e înscrisă, desigur, pe asfalt până acolo. Viteza maximă constructivă poate ajunge la, pentru o motocicletă de 450 de cm cub, la 110-120, însă nu este deloc confortabil, vibrează din toate încheieturile, efectul de buffeting îl simți în cască la greu, tot vântul ei piept. Într-un cuvânt, nu este deloc confortabil să mergi pe o motocicletă pe distanțe lungi pe asfalt și eu unul nu aș face-o. Pentru că este o motocicletă enduro, e nevoie de cauciucuri enduro. Cauciucurile enduro sunt niște cauciucuri agresive, caramelizate, care ne ajută să păstrăm aderența în traseu, dar care pe asfalt se tocesc foarte repede și sunt instabile la viteze mari, în curbe și pe umed, pe asfaltul umed, dacă plouă. De aceea, asta este un alt dezavantaj al motocicletei de capacitate mică enduro. Haideți să vorbim puțin despre motocicleta Adventure. Ei bine, motocicleta Adventure vine și ea cu un set de avantaje și dezavantaje pe care încerc să vi le expun în porțiunea de timp pe care o mai am până ajung la ITP, pentru că, desigur, în câteva zile îmi va expira ITP-ul și trebuie să mergem să-l facem. Motocicleta Adventure este, în general, o motocicletă ce pornește, din punct de vedere al capacității cilindrice, de undeva de la 500 de centimetri cub până la 1290-1250 de centimetri cub. Motocicleta Adventure este destinată, în primul rând, călătoriilor foarte lungi. Este destul de sugestiv numele Adventure, adică aventură. Ok, poți să faci o aventură și în spatele curții, nu e nicio problemă, nu trebuie să pleci foarte departe pentru o aventură. O să discutăm într-un alt video despre definiția aventurii și ce văd eu prin aventură. Dar, în general, pentru o aventură, sau atunci când eu mă gândesc la o aventură, mă gândesc la un traseu destul de lung, departe de casa mea, cu o porțiune de drum off-road, cu secțiuni tehnice medii către ușoare. Și, în general, pentru asta ai nevoie de o motocicletă cu o capacitate cilindrică mare. Aceste motociclete Adventure pot fi de două tipuri. Pot fi monocilindrice sau pot fi bicilindrice. La motocicleta enduro, eu unul până la 450 de cm cub nu am văzut niciodată bicilindrică, este numai monocilindrică. La motocicletele Adventure există și mono și bicilindrică. KTM-ul 990 Adventure are 2 cilindri în V de 990 de cm cubi. Dar am avut și motocicletă, dacă vă mai amintiți și vă uitați în videourile mele de la început, am avut și Yamaha TNR XT660Z, adică o motocicletă cu o capacitate cilindrică de 660 de cm cubi, redată într-un singur cilindru. Diferența dintre cele două este destul de mare. Monocilindrica, cel puțin cele de până în 2015, este o motocicletă care vibrează destul de mult, scoate un alt fel de zgomot, are un cuplu destul de mare și la turații joase. Este o motocicletă foarte fiabilă. În general, toate motocicletele monocilindrice pe care le-am avut au fost foarte fiabile, dar cu putere limitată. Desigur, pentru adventure, în general, nu ai nevoie de cai putere foarte mulți, ai nevoie de o constanță și de o fiabilitate foarte mare. Bicilindrica, putere cât cuprinde, de la 50 către 100, 110, 150 de cai putere pe o motocicletă cu care faci off-road. Este un lucru fantastic, niciodată, bineînțeles că nu ai nevoie de atât, dar ei există acolo ca să-i poți folosi în cazul în care ai nevoie sau consideri tu că vrei ceva mai mult.
este o motocicletă mai greu de întreținut. Da? Deja sunt altfel de uzuri. Performanța lui este alta, dar vine cu niște costuri destul de ridicate și trebuie să fii foarte atent la intervalele de mentenanță, pentru că dacă nu o respecti, te poți aștepta ca în orice moment să cedeze ceva, atât la motor cât și mecanic. Bun, revenind la categoria de adventure, motocicleta adventure se folosește pentru drumuri foarte lungi, așa cum am mai spus. Are o capacitate de a purta bagaje foarte mare. De ce? Spre deosebire de cele enduro, ele vin cu un semicadru solid pe partea din spate și, bineînțeles, cu o ploajă foarte mare de suporți de bagaje oferite atât de producători cât și aftermarket. Deci dacă vrem bagaje atât laterale cât și pe partea din spate, pe codiță, găsim o grămadă de bagaje, o grămadă, făcute fie de producători, fie de alte companii aftermarket. Da? Deci o capacitate mare de a căra bagaje. Revenind tot la un avantaj, și anume autonomia, au rezervoarele mari. Pot avea rezervoare de până la 28 de litri au unele motociclete adventure. Da, deci avem o autonomie foarte mare, de-aia este folosită în special pentru drumuri foarte lungi. Cu o motocicletă adventure poți parcurge până la 400 și ceva de kilometri. Da, deci vedeți diferența între enduro și adventure. Bun, haideți să vorbim un pic și de dezavantaje. Un dezavantaj clar este greutatea. Secțiunile tehnice pe care le făceam cu motocicleta enduro de până în 450 de centimetri cubi, tehnice și foarte tehnice, poți să le uiți cu motocicletele adventure. Desigur, dacă nu ești Chris Burch. Dacă ești Chris Burch, poți să mergi și cu o motocicletă 2500 de centimetri cubi în off-road. Deci depinde foarte mult de skill-ul riderului, dar noi discutăm acum despre oameni, despre rideri normali. Rider care au o pasiune pentru motociclism și nu fac performanță în sportul ăsta. Da, deci porțiunile tehnice dificile nu le poți face cu motocicleta adventure. Cel puțin, hai să spunem că nu le faci atât de ușor precum le faci cu motocicleta enduro. Da, motocicleta este foarte grea. Adventure-urile pleacă de la 180 de kilograme și pot ajunge până la 230-240 de kilograme. Deci vă dați seama că plus bagaje, imaginați-vă că sunteți plecați în excursie și aveți bagaje minimum 25 de kilograme. Greutatea riderului, greutatea motocicletei de 220-225 de kilograme, ajunge la o sumă frumușică și nu e ușor să mergi în off-road cu asemenea greutate. Da. Un alt dezavantaj pe care eu îl văd la motocicletele adventure. O secundă, pentru că se lucrează pe strada asta. Da, un alt dezavantaj este costul mare de întreținere. La motocicletele adventure, costul de... Ce? Ce am? Ce e cu ea? Nu am nevoie, mulțumesc! Mi-am cumpărat! Știu, dar nu am nevoie, mulțumesc! Da, domnul mi oferea două roți de spate și că pe care le ține el degeaba. Dar, din fericire, eu mi-am cumpărat deja cel puțin pentru excursia pe care urmează să o fac, pentru că da, facem o mică paranteză, urmează România Doar Sport Adventure Ride 2019. Abia aștept să mergem să filmăm. Costul mare de întreținere, spuneam. Vă spun din experiență, cel puțin cu KTM-ul e destul de mare. Nu e ușor să întreții un KTM.
bineînțeles, întreții la nivelul la care trebuie să fie întreținut pentru a funcționa perfect. Este un performance bike și are nevoie, bineînțeles, și de un performance expenses. Da? Deci cheltuim mult, avem performanță. Cheltuim puțin, mai puțină performanță. Mi-am adus aminte, revenind un pic la avantajele adventure, mi-am adus aminte de un alt avantaj foarte important, și anume efectul de buffeting. Nu prea există la adventure, da? Ia uitați-vă, sunt protejat. Sunt protejat atât de vântul care îmi vine în piept, cât și de vântul care îmi creează buffeting-ul în cască, adică acea zângăneală în cască. Deci e clar că pe o motocicletă adventure putem să atingem viteze destul de mari, putem să mergem liniștiți din punctul A în punctul B pe autostradă, cu viteze confortabile de 120-130, chiar și mai mult, 140 de km la oră. Dragilor, dacă am omis ceva, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Deocamdată aș vrea să închei aici, pentru că aproape am ajuns la stația de ITB, aș vrea să închei aici această comparație. Lăsați-mi în comentarii, vă rog frumos, dacă mai vreți să știți ceva despre ele, despre diferența dintre cele două, și cu siguranță următorul video voi continua. Până atunci, vă salută Dragoș pentru canalul România Dual Sport. Ciao!